emisiuni în care discutăm despre, până la urmă, abuzurile pe care le fac companiile private în relația cu clienții și cu românii. Și atunci cum te mai plimbi așa pe Facebook, ți se întâmplă, găsesc această postare a vedetei TV Nadine, găsesc această postare în relația cu Telecomul. Telecomul m-a făcut atent că este la o nouă abatere cumva, după momentul acela celebru în care a căzut rețeaua și foarte mulți oameni n-au mai putut să își întrebuințeze telefoanele și internetul. Și partea cu adevărat amuzantă e că nu puteau suna nici la Telecom ca să ia legătura cu serviciul de relații clienții, pentru că Telecomul, care furnizează servicii de telefonie, n-avea nicio linie telefonică disponibilă. Adică asta e ironia. Când se defectează o companie de telefonie, nici măcar nu poți să iei legătura cu ea să-i spui problema. Hey, bună seara, Nadine! Bună seara, bine v-am găsit! Citeam această postare a ta în care te-ai hotărât să te îndrepti către această companie și felul în care ai fost tratată de către aceștia. Poți să ne povestești în câteva cuvinte ce s-a întâmplat? Sigur, ei m-au contactat pe 14 februarie anul ăsta și mi-au spus că mi-a expirat contractul și pot să-l prelungesc și îmi dau și eu un telefon. Da. Am fost de acord, le-am dat adresa și tot, deși eu aveau un sistem, dar și-au mai notat-o încă o dată și mi-au spus că în 2 zile lucrătoare o să vină telefonul. I-am răsunat eu după o săptămână, mi-au spus că s-a notat adresa greșit și că o să pun acum ca lumea în sistem și gata. O rezolvă. Exact. Îi sun după încă o săptămână și mi-au spus că colegul care a notat a doua oară adresa, a notat adresa greșit. Dar că de data deci asta a doua oară a notat adresa greșit. Da. Inadmisibil. Și că o să noteze de data asta și că totul o să fie bine și așa. O notează greșit, pentru că eu de fiecare dată când sunam îmi spuneau că a plecat telefonul la curiera, la compania de curier, da, doar că nu m-a găsit acasă. Și am spus, eu nu am o dovadă cum că acel curier a sunat la mine sau mi-a trimis, da, mesaj cum că o să vină între orele cutare cum ei fac de obicei. Și au spus că atunci eu să sun la compania de curierat și să rezolv cu ei problema. Am spus că nu este treaba mea să sun la curier, pentru că eu n-am bătut palma cu niciun curier. Și că se rezolve ei cu acest deci curier. Deci de 3 ore au notat greșit adresa. Doamne, trebuie să intervin. E o adresă extrem de complicată. Adică e mai complicată decât numele de familie. Da, este o adresă foarte simplă și banală, la care deseori vine, sunt și eu ca orice altă muiere din România, cumpăr din online ca disperata și evident că vine curierul la poarta mea deseori. Deci se poate reține adresa, se poate scrie corect. Poți să spui, nu-mi dai de strada, mă, poate e o stradă complicată, poate stai pe, nu știu. Independenței. Da. Pe independență, da. E cu diacritice, adică nu e chiar așa la îndemâna oricui. Da. Le-am trimis și sesizare în scris, după cum ei mi-au spus. Și nu mi-au răspuns nici la sesizare. În schimb, vreau să vă spun că de ieri, poate fi o coincidență, cred asta, a venit astăzi telefonul. Ah, deci într-un final, după ce te-au încurcat o grămadă de vreme, da, și acum bănuiesc că te aștepți la o relație contractuală extrem de serioasă după acest început teribil. Da, în fine, mulțumim, Nadine, pentru... Vreau să specific un, da, singur lucru. De fiecare dată când am sunat, deși eram foarte frustrată și aveam dureri în stomac de nervi, întotdeauna i-am spus celui care răspunde la telefon că nu cu el, nu lui mă adresez așa, ci companiei și să mă ierte pentru ton. Pentru că știu că sărații au multe de dus, știi, cei de la telefon. De exemplu, o adresă complicată de reținut. Cum, da, dar am vrut numai să nu fac buba mai mare și dacă le nervam, da, și pe ăla și mă lua la 3 păzește și mai întrebea și telefonul în alt. Mulțumim, Nadine. Asta a fost, până la urmă, abuzul zilei. Cam asta este situația în care, că până la urmă, toate companiile astea pe care le suspectez cumva de seriozitate, sfârșesc tot timpul încât un cetățean de ăsta care e la capătul firului, care își face treaba cu picioarele. Uite, dat de 3 ori. Greșești odată, de 2 ori, de 3 ori. Dom'le, greșești. Așa. Apropo de făcut treaba cu picioarele, avem niște imagini teribile din Mangalia, unde oamenii se pregătesc cumva, sigur, noi ne pregătim de iarnă, o să vină iarna săptămâna viitoare,